Da, iată că avem foarte multe comentarii, am rămas cu capul în ele și cu telefoane de la părinți despre ce facem cu această învățare. Cred că avem nevoie de câteva emisiuni pentru a pune la punct un răspuns cu adevărat valabil pentru cât mai mulți părinți și cât mai mulți copii. Înainte de scurta pauză vorbeam despre nevoia de autonomie și felul în care ea nu este satisfăcută copiilor noștri astăzi. Ce înseamnă nevoia de autonomie? Vreau să iau decizii, vreau să fac alegeri, vreau să mă simt sursa propriilor mele acțiuni. Ei bine, educația formală per se, așa cum arată ea în cele mai multe școli astăzi, nu peste tot, dar în cele mai multe școli, nu oferă copiilor niciun fel de posibilitate de a alege nici materiile pe care să le susțină, să le învețe, nici proiectele pe care să le facă la materiile respective. Nu există nici măcar două opțiuni de teme care să ducă în aceeași direcție, obiectivul educațional, cum ar veni. Deci, autonomia copiilor este frustrată la maxim în contextul educației formale, repet, în cele mai multe școli. Și iată cum, dacă aceste trei nevoi psihologice de bază nu le sunt satisfăcute copiilor, nici nevoia de conectare, nici nevoia de competență și nici nevoia de control, de autonomie, este evident că ceea ce vedem este lipsă de motivație. E valabil și pentru noi, e valabil pentru orice context, orice activitate, orice comportament. Sunt necesare aceste trei nevoi psihologice de bază să fie satisfăcute, e necesară asta pentru a da dovadă de motivație internă. Și atunci, dacă mie nu-mi place, dacă eu nu mă simt valoros, dacă nu mă simt respectat, dacă nu mă simt văzut, dacă nu simt că progresez, dacă nu am niciun fel de capacitate de a alege ceea ce învăț și cum o fac, de ce să am motivație să fac treaba asta? Adevărul este că cei mai mulți dintre noi încercăm să forțăm niște procese care în sine nu sunt naturale, adică nu sunt sănătoase. Nu e despre cum îi motivăm pe copiii noștri să facă totuși școală, ci e despre cum, cu ajutorul profesorilor sau măcar în contextul familial, dacă nu putem în contextul școlii, să satisfacem copiilor cele trei nevoi psihologice de bază în așa fel încât să aibă această motivație internă. Și dacă nu doar în legătură cu școala, măcar în legătură cu existența lor, cu totul. Pentru că dacă aceste trei nevoi le sunt satisfăcute copiilor în celelalte ore din zi, atunci sunt mult mai dispuși să se așeze o oră și jumătate, două sau trei, să-și facă temele sau să învețe.